Pe Marie, tronul înțelepciunii. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Lăudați pe Iisus. Ne aflăm astăzi în Duminica a șaptea după coborârea Sfântului Spirit, o duminică în care Biserica ne propune o meditație la una dintre marile minuni pe care le-a făcut Iisus în timpul activității sale, în timpul campaniilor sale de evangelizare, care știm că au durat foarte puțin, zic puțin comparând cu câte lucruri facem noi în viața noastră, în această lume. Viața noastră e lungă. Viața lui Iisus publică a fost numai 3 ani și i-a fost suficient. Această minune a fost atât de mare încât reacția poporului a fost să spună, minunându-se, că niciodată așa ceva în Israel nu s-a mai văzut. Și apoi în Israel s-au văzut multe. În tot Vechiul Testament, plin de proroci, nu? Plin de oameni al lui Dumnezeu, care au făcut foarte multe minuni. Dar totuși, ei nu-și aminteau să fi făcut cineva așa ceva. Reacția celor care erau autoritățile vremii de atunci a fost exact opusul. Au spus că, de fapt, Iisus face aceste așa zise minuni cu ajutorul diavolului. Cu domnul diavolilor scoate pe diavol. Și se pune punct, așa face Evanghelistul Matei, pune punct și nu spune care a fost după aceea reacția lui Iisus la ceea ce se spunea despre el. Deci și Iisus continua să străbată toate orașele și satele. Nu? Și să facă ce anume, să învețe pe oameni în sinagogile lor, să vestească sau să propovăduiască Evanghelia Împărăției, și să vindece orice fel de boală și orice fel de neputință. De fapt, aceste 3 lucruri erau caracteristice misiunii sale de Mesia, de Hristos în Israel. Și anume să restaureze adevărul despre Dumnezeu, nu zice că învăța în sinagogile lor și știm ce învăța din Evanghelie, da? Încerca să scoată învățăturile prea omenești care s-au răspândit în acele vremuri, și să readucă legea și profeții la ceea ce au fost inițial. Așa spune la începutul predicii de pe munte, să nu credeți că am venit să stric legea și profeții, ci am venit să le împlinesc. Dar asta este primul său, să spunem, scop, să readucă adevărul în Israel. Al doilea lucru pe care îl făcea Iisus, spune în Scriptură că propovăduia Evanghelia Împărăției. Există o diferență majoră între a învăța în sinagogă și a propovădui Evanghelia. A învăța înseamnă ce ar fi la noi predică și cateheză, înseamnă să stai cu poporul și să iei din Scriptură anumite pasaje, cam ce facem noi acum, și să le discuți, să le aprofundezi. A propovădui înseamnă altceva, înseamnă a anunța. A aduce un mesaj scurt, penetrant, incisiv, clar și nou. Și mesajul spune care este, deci ce conținea acest anunț, Evanghelia Împărăției, vestea cea bună a Împărăției lui Dumnezeu. Așa și începe Iisus, de fapt, vedem și la Marcu și la ceilalți evangeliști, așa și începe activitatea anunțând iminenta restaurare a Împărăției lui Dumnezeu în Israel. El, de fapt, este trimis de Dumnezeu să restaureze adevărul și să restaureze domnia lui Iahve, Dumnezeu în Israel, care fusese, nu, surpată în ultimele secole în istoria poporului Israel. Și mai rămâne încă un singur lucru,
Iisus vindeca orice fel de boală și neputință și este legat tot de carisma sa, funcția sa mesianică, pentru că acesta era unul dintre prerogativele împăratului care conducea. Nu? Au rămas până în, dincolo de Evul Mediu, chiar și în Europa, în Franța, de exemplu, această convingere că împăratul, regele, are putere vindecătoare. Nu știu dacă știați că în Franța se duceau și se lăsau oamenii atinși de rege, deși știau că e un regele păcătos, nu era un sfânt, tocmai pentru că știau că puterea lui Dumnezeu lucrează prin rege și care putere? Puterea de a vindeca. Iar Iisus vindeca pentru a da astfel o înștiințare, să spunem, o convingere poporului că Iahve, Dumnezeu, s-a așezat pe tron și conduce. Deci regele este între voi. Regele a venit. De acum încolo, Dumnezeu va domni. Acesta era mesajul vindecărilor lui Iisus. Vindeca orice boală și orice fel de neputință. În Evanghelia de astăzi, ni se spune că Iisus a vindecat doi orbi și un mut care fusese îndrăcit. Și aici avem de-a face cu două, cum să zic, probleme majore. Odată, orbul nu vede. Ce nu vede? Sigur, nu vede lumea aceasta, dar evanghelistul nu a pus pentru acest lucru miracolul aici, ci pentru că Iisus le repeta fariseilor, ăștia care s-au luat de el și a spus că cu diavolul scoate pe demon, că lor li se aplică, de fapt, profeția lui Isaia, că ochii aveți și nu vedeți. Și Iisus, prin vindecarea orbirii, încerca să le arate acest lucru. Voi sunteți orbi, nu numai fariseii, toți sunteți orbi, pentru că Dumnezeu, regele, este între voi și nu-L vedeți, nu-L recunoașteți. Și dacă veniți la mine cu credință, că îi întreabă pe orbi, credeți că pot să fac asta? Atunci aveți o șansă să vedeți. Dacă mă respingeți, atunci și ultima șansă s-a dus. Apoi avem celălalt caz al mutului care, mutul ce face? Mutul nu poate să vorbească. Și mutul nu poate să vorbească de obicei. De ce? Pentru că de obicei mutul este surd. Deci mutul din copilărie, de când a fost mic, nu a putut să audă glasul mamei și a tatălui. Nu că de la mama și tată și de la frați și surori înveți să vorbești. Adică vreau să spună, nu numai că sunteți orbi și nu vedeți, dar nici măcar nu puteți să auziți pe Dumnezeu și în consecință nu puteți să comunicați cu El. Dialogul între voi și Dumnezeu este blocat. Și a vindecat un mut care era și îndrăcit pentru a arăta ce stă în spatele acestei muțeni a lui Israel față de Iahve Dumnezeu. Nu era o simplă boală fizică. Nu era un accident al istoriei. Ci Iisus subliniază, diavolul vă amăgește. Diavolul este în mijloc și nu vă permite nici să vedeți, nici să auziți, nici să comunicați cu Dumnezeu. Și din acest motiv a venit Iisus, tocmai pentru a-l da jos pe diavol de pe tron și a repune înapoi, a restaura sau reinstaura domnia sau împărăția lui Dumnezeu. Pe scurt, cam acesta este cadrul acestei evanghelii. În duminica de astăzi, biserica noastră, răsăritiană și ortodoxă și greco-catolică, celebrează cele șase prime concilii ecumenice, sinoade ecumenice, și părinții care au participat la ele. Și vreau să mă refer un pic și la aceasta, pentru că sinoadele ecumenice sunt, de fapt, modurile sau modul în care Dumnezeu, de-a lungul istoriei Bisericii, a dus mai departe ceea ce Iisus a început. Adică Iisus a dat ucenicilor săi și bisericii
spune în Evanghelia de la Ioan, toate cuvintele pe care Tatăl mi le-a dat să vi le dau, eu vi le-am dat vouă. Dar aș mai avea multe de spus, dar nu le puteți duce. Voi trimite pe Spiritul adevărului care vă va învăța tot adevărul. Și istoria Bisericii de 2000 de ani este, cum să zic, martora credibilă a acestei acțiuni pe care Iisus, odată întors înapoi la tronul Tatălui, o desfășoară prin Spiritul Sfânt în biserică. Am avut mulți sfinți, mulți învățători, mulți dascăli. Nu, noi celebrăm astăzi liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. Nu? Ce mare sfânt a fost, cel mai mare predicator din istoria bisericii. Nu? Dumnezeu a lucrat prin el. Nu domnul demonilor, cum spuneau despre Iisus. Dar toți acești mari sfinți nu puteau ei să, cum să spun, să creeze învățătura bisericii. Învățătura bisericii nu o fac sfinții, nu o fac oamenii. Ori o primim de la Dumnezeu, ori rămânem cu cât avem. Adică, dacă este scris în Scriptură și studiem Scriptura, putem să învățăm niște lucruri. Dar în niciun caz, tot adevărul, pentru că Iisus a spus clar, și repet, v-am dat cuvintele pe care Tatăl mi le-a dat să vi le dau. Dar mai sunt multe de spus. Înțelegeți? În Scriptură nu este așa cum spun frații protestanți, că este tot adevărul. Nu, este tot adevărul pe care Iisus a vrut să-l dezvălui atunci. Dar mult din adevăr este toată sămânța, dacă vreți, sămânța adevărului, e toată. Dar tot pomul crescut, înflorit, cu roade și, nu? De-a lungul istoriei, prin Spiritul Sfânt în biserică, s-a elaborat. Și atunci Dumnezeu a găsit un mod prin care să comunice bisericii acest adevăr. Și care este acest mod? Sinoadele ecumenice. Adică, atunci când toți urmașii apostolilor, deci toți episcopii, împreună cu Sfântul Părinte Papa, se adună pentru a studia Sfânta Scriptură, pentru a studia tradiția bisericii pe un anumit subiect, atunci au cert și cad de acord cu privire la o problemă discutată, au certitudinea că dacă decretează ceva, este adevăr revelat de sus. Deci au certitudinea asistenței directe a Spiritului Sfânt. Acestea sunt sinoadele bisericii. Adică, ca să fiu mai limpede, s-a încheiat revelația publică odată cu moartea ultimului apostol, cu Sfântul Ioan, undeva spre anul 100. Dar după aceea biserica nu a rămas secționată, ruptă de Spiritul lui Dumnezeu, ci Spiritul a continuat, așa cum Iisus a și făgăduit, să lucreze în biserică și să dezvăluie adevărul mai departe, să-l detalieze. Nu este un alt adevăr. Este același adevăr, dar detaliat, explicat. De aceea spune Sfântul Pavel că dacă vine cineva cu un alt adevăr, chiar înger să fie, să nu-l primiți. Chiar eu, dacă vin peste 2 săptămâni, să nu mă ascultați, că înseamnă că m-am dus. Înțelegeți? Trebuie să fie același adevăr, adică nu trebuie, ceea ce se spune într-un sinod ecumenic, nu trebuie să contrazică ceea ce s-a spus în celelalte sinoade și ceea ce este în revelația publică, în Scriptură. Nu? Și așa avem și certitudinea continuității, nu? Cu adevărul dat de Hristos, dar și opțiunea evoluției doctrinei în biserică, da? Evoluție în continuitate cu ceea ce s-a dat. Dacă nu am fi avut sinoadele ecumenice, ce s-ar fi întâmplat? Să luăm pe primul. Primul sinod, nu? În timpul Constantin cel Mare. De ce s-a strâns? Pentru că o bună parte din biserică, nu numai câțiva oameni,
și mulți episcopi, mulți preoți, au ajuns să dea crezare, să încline înspre tezele lui Arius, care spunea cam ce spun astăzi martirii lui Iehova. Dacă nu, exact la fel. Mai degrabă exact. Numai, acum am văzut că se plimbă prin oraș și ne dau broșurele. Foarte bine fac. Adică în sensul că ne ajută pe noi să înțelegem ce e cu credința noastră și cu a lor. Ei spun că Iisus a fost creat de Dumnezeu ca și prima creatură și cea mai puternică. Adică nu este nici arhanghel, nu este nici înger, este ceva deosebit de toate celelalte făpturi, dar în niciun caz nu este Dumnezeu însuși. Nu este din aceeași natură cu Dumnezeu, din aceeași ființă cu Dumnezeu, ci dintr-o ființă asemănătoare cu Dumnezeu. De aceea este atât de puternic. Adică de o ființă diferită de a îngerilor și de a oamenilor. Este în cuvântul lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu, care există nu de la începutul veacurilor, a existat un moment în care Dumnezeu l-a creat. Asta înseamnă că a existat vremuri în care cuvântul lui Dumnezeu nu era creat, deci nu exista. Asta este arianismul. Dacă nu se întrunea sinodul, arianismul acesta se răspândea. Și o vreme coabita cu ortodoxia, adică cu doctrina corectă, care spune că Iisus este Dumnezeu din Dumnezeu, de aceeași ființă cu Tatăl. Dar acest de aceeași ființă nu exista în limbajul teologic, în limbajul preoților și a episcopilor. Nu e, pentru că nu există în Scriptură. Este un cuvânt grecesc, un cuvânt filozofic, mai degrabă decât teologic, și nu erau obișnuiți să lucreze cu el. S-au întâlnit, au discutat, s-au certat, așa cum este între oameni, fiecare a venit cu teza și cu argumentele lui. Este celebră reacția Sfântului Nicolae, nu, care l-a pâlmuit pe Arius pentru că a îndrăznit să își expune tezele despre Hristos în plen. Și când s-a terminat, am avut un decret, mă rog, mai multe, dar ne interesează decretul principal, pe care noi îl recităm peste câteva minute la Sfânta Liturghie. Nu? Este crezul, așa, crezul de la Niceea, în care spune că Iisus este lumină din lumină și este la toate sunt citate din Scriptură, toate ce avem acolo, și în Iisus Hristos, Domnul nostru, etc., sunt citate din Scriptură. Mai puțin, acel de o ființă nu este în Scriptură, ci este termenul care a tranșat odată pentru totdeauna problema. Nu este de o ființă asemănătoare, ci de aceeași ființă cu Tatăl. Dacă, repet, dacă nu se făcea sinodul, lucrurile rămâneau așa. Adică, unii ziceau într-un fel, alții ziceau într-alt fel, într-o vreme biserica închina mai mult într-o parte, după aceea închina mai mult în cealaltă parte și de obicei când există aceste, și la nivel politic, nu când dreapta, extrema dreaptă cu extrema stângă se bat, deși asta nu prea se bat, dar dacă ar ajunge să se bată, de obicei, la sfârșitul confruntării, se ajunge la un consens. Așa, să împărcăm și capra și varza. Nu? Și iese că, hai să nu mai certăm, și tu ai dreptate și eu am dreptate. Adică învinge relativismul, nu adevărul lui Dumnezeu. Nu? Dar s-a făcut sinodul, pentru că biserica de atunci știa că are mandat de la Hristos să transmită mai departe ce a primit. Nu ceea ce poate negocia cu lumea, ci ceea ce a primit. Și a apărat adevărul și cum l-a apărat? L-a formulat cu o precizie dusă până la extrem. Sigur, s-a supărat Arius, s-a supărat susținătorii lui, atât de tare încât au încercat după aceea să-l convingă și pe Constantin, care a cedat post-conciliu. A cedat și a trecut în aripa, nu arianiștilor, arienilor, ci în aripa asta din mijloc, care vrea să împace pe toți și care se numește semi-arianism. Înțelegeți? După ce s-a terminat conciliu, timp de vreo 40-50 de ani, majoritatea episcopilor bisericii au trecut de partea acestei partide din mijloc. Și foarte puțini au rămas pe varianta niceiană, adică pe varianta ortodoxă. Puțin înseamnă că la un moment dat mai era numai unul, aia înseamnă puțin.
Spunea, este celebru citatul din Sfântul Ieronim, că biserica dintr-o dată s-a trezit cristiană. Așa, știți, fără să stai prea mult, fără să vrei să ajungi așa. Așa, de la unul la altul, știți, telefonul fără fir. Ce-o zis biserica asta? Păi poate că o zis un pic diferit. Și treptat, nimeni, pentru că s-a dat decrete de următorii împărați, nimeni nu a mai avut curaj să mai susțină crezul de la Niceea. Deși pe ăla îl recitam, dar interpretarea era în varianta semi-ariană. Și a fost nevoie atunci de un al doilea sinod, sinodul de la Constantinopol, în care Sfântul Grigore de Nazianz a tranșat odată pentru totdeauna problema, a repus în drepturi sinodul de la Niceea și a stabilit pe lângă aceasta că și doctrina lui Macedonius, care pusese episcop în Constantinopol, este greșită. Adică Spiritul Sfânt este și El de aceeași ființă cu Tatăl. Este și El Dumnezeu din Dumnezeu. Nu așa cum s-a spus că este numai o energie a Tatălui, un fel de, nu știu, de personalizare a puterii lui Dumnezeu. Nu? Și s-a mers mai departe. Majoritatea celor care nu vreau să asculte decretele conciliare spuneau foarte simplu: conciliile sunt susținute de împărați, deci este mai degrabă o manevră politică și nu vrem să ne supunem. Deci cine a vrut să rămână în orbire, a avut ocazia să rămână. Și astfel ereziile s-au perpetuat mai departe. Dar ori de câte ori mai apărea câte una, biserica convoca un conciliu și răspundea la acea problemă. Și avem multe concilii în Biserica Catolică, câteva sunt comune cu Biserica Ortodoxă, astăzi le celebrăm, zic, repet, pe primele șase dintre ele, care pe rând au pus deoparte arianismul, după aceea pneumatomachia, adică lupta împotriva Sfântului Sfânt ca Dumnezeu, nu? Sinodul 2, după aceea monofizismul, nestorianismul, monotelismul, deci diferite erezii care negau diferite aspecte legate de identitatea lui Isus. În ce fel Isus este Dumnezeu și în ce fel este om? De pildă, monofizismul spunea că este că Isus din Nazaret, Fiul lui Dumnezeu, are o singură natură. Nu are două naturi. Noi spunem că are două. Noi spunem că Iisus este om adevărat, total, și Dumnezeu adevărat, total. Iisus nu are, lui Iisus nu e lipsit nimic din ceea ce înseamnă să fii om. Monofizismul spunea că Iisus are numai natură divină. Nu are și natură umană. Natura umană este aparentă. Nu? Dar atunci au venit Sfinții Părinți și au spus ceea ce Iisus nu a asumat, nu a mântuit. Deci dacă nu a asumat natura umană, atunci nu a fost răscumpărată natura umană. Iar natura divină nu avea nevoie să fie răscumpărată. Deci a venit degeaba. Înțelegeți? Deci a tot trebuit biserica să precizeze doctrina împotriva celor care tindeau să o nege. Monofizismul este o reacție la nestorianism, care mergea în partea cealaltă. Adică punea accent pe natura umană a lui Iisus și ajungea să spună că Sfânta Fecioară, de fapt, l-a născut numai pe Iisus om, nu l-a născut și pe Iisus Dumnezeu. Făcea prea mare diferență între cele două naturi. Și ajungea că nu poți să-i spui Teotocos, născătoare de Dumnezeu, mama lui Dumnezeu, ci numai mama lui Iisus din Nazaret, mama omului Iisus. Deci nu are niciun rost închinarea la Sfânta Fecioară Marie. Asta e nestorianismul, care a fost eliminat din biserică printr-un decret în al treilea sinod ecumenic la Efes. Atunci s-a făcut dogma despre născătoarea de Dumnezeu. Nu? Și tot așa, nu intru în detalii pentru că am rămâne prea mult. Ceea ce vreau totuși să subliniez, aducând la vremurile de astăzi. După atâtea concilii, după atâtea sfinți care au mestecat Scriptura și au asumat-o, au transformat-o în ei înșiși și în inima lor. Îl avem acolo pe Sfântul Anton de Padova, pe care se spunea că dacă se pierdeau toate Biblia din lume, era în stare să o scrie
literă cu literă, virgulă cu virgulă, fără greșeală. Așa de bine o știa. Pe de rost, dar cum știm noi crezul. Poate un pic mai bine, că la noi crezul e multe feluri. La ortodoxi într-un fel, la catolici în alt fel și ne certăm. El știa foarte bine Scriptura. Ca și Anton, avem foarte mulți sfinți. Ei, acești sfinți au făcut conciliile ecumenice. Și din perioada antică, și din perioada bizantină, și din perioada Evului Mediu, și mai ales Conciliul din Trento, Conciliul Vatican I, Conciliul Vatican II în secolul 20. Deci am avut permanent această grijă a Bisericii de a-și preciza doctrina atunci când era pusă în pericol sau când apărea confuzie cu privire la elementele esențiale ale credinței, care, rămânând în confuzie, puneau la risc mântuirea omului. Nu. Astăzi suntem într-o situație fără precedent. Pe de o parte, din pricina acestei evoluții doctrinare splendide, extraordinare, avem cea mai clară și mai frumoasă doctrină pe care a avut vreodată Biserica. Putem să luăm exemple despre orice, despre misterul femeii în biserică. Nu a scris nimeni, nu a stat nimeni niciodată până la Ioan Paul al II-lea să scrie un document despre acest lucru. Ei, acum l-avem. Dacă o femeie vrea să știe ce gândește Dumnezeu despre ea, trebuie să ia documentul Sfântului Părinte Papa despre demnitatea femeii și să-l citească. Și are certitudine că ceea ce scrie acolo este de la Dumnezeu. Despre preoție, dacă ar fi, sau despre căsătorie. Dacă stăm să repertoriem ce s-a scris 2000 de ani, reușești să strângi câteva volume, foarte puține. Pe când, dacă te uiți la ce a scris Biserica în ultimii 50 de ani, rămâi stupefiat ca și aceste persoane care zic că au rămas mirate, minunate de ce a făcut Iisus. Așa suntem și noi. Noi uităm la doctrina Bisericii de astăzi și rămânem uimiți cum Dumnezeu, în timpul acestei dominații, sau cum să spun eu, a relativismului în lume, a reușit, nu știm prin ce canale, știm dacă stăm să analizăm, să păstreze, nu numai să păstreze doctrina, dar și să o ducă la împlinire. Dar în mod paradoxal, astăzi, Biserica suferă de o confuzie fără precedent în istorie. Adică, niciodată, dar niciodată, cine știe un pic de istoria Bisericii sau cine nu știe să citească, niciodată nu s-a întâmplat ca toate ereziile să fie prezente în Biserică și să fie considerate de majoritatea ca fiind doctrină ortodoxă, catolică, corectă. Există un reviviment, o renaștere a tuturor ereziilor care au fost condamnate de Biserică, s-au întors înapoi și sunt considerate de o bună parte din teologii catolici, credincioșii catolici, nu? Că teologii formează preoți. Preoții învață poporul. Poporul, învățat într-un fel două, trei generații, crede așa. Și am ajuns în situația în care toată biserica, și aici mă gândesc la Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea și chiar la Paul al VI-lea și la Benedict, toată biserica, ei dau mărturie, deci spun cum văd ei situația de astăzi. Toată biserica este într-o eră, într-un stadiu de autodemolare din interior. Exact ceea ce am spus că încercau conciliile să facă, adică să spună adevărul și adevărul unea episcopii în jurul lui, nu? Și că dacă nu s-ar fi făcut conciliile, se ajungea la o împrăștire, la o divizare, la un pluralism teologic arbitrar, nu corect, și după aceea acest pluralism ducea la o reunificare, dar nu în adevăr,
nu? Cum a fost semi-arianismul de care am pomenit inițial, această situație avem noi astăzi. Și întreb oare de ce? Cum s-a putut ajunge paradoxal la cea mai mare claritate în doctrină și la cea mai mare răspândire a ereziilor în concret? Că doctrina, să știți, că rămâne în cărți, în biblioteci. Adică dacă nimeni nu o citește, ea rămâne acolo. Și în concret, în biserici, o să avem ereziile. Nu contează că biserica oficial spune una, contează ce face totuși poporul. Nu? Am putea să facem o listă întreagă de erori care astăzi sunt considerate adevăruri. Dar nu avem vreme, că deja e târziu. Rămâne pentru altă dată. Nu? Dar vreau totuși să răspund la această întrebare. De ce s-a ajuns în această situație? Și există un răspuns, poate chiar două, foarte important. Primul este următorul. A spune adevărul înseamnă a-ți asuma crucea. Atunci când majoritatea crede altceva, a spune tu pe dos înseamnă să îți asumi cel puțin ieșirea din scenă, dacă nu altceva. Cum este astăzi în America? A spune că homosexualitatea și căsătoria homosexuală este eronată, înseamnă să-ți asumi amenda și plecarea la închisoare, măcar o lună. Înțelegeți? Deci ca să spui adevărul când, într-o lume în care adevărul este considerat minciună și minciuna adevăr, înseamnă să-ți asumi consecințele. Atâta timp cât biserica, cât lumea a fost impregnată de Evanghelie și am avut împărății catolice și ortodoxe, nu te costa libertatea și banii din pormoneu ca să spui adevărul. Că toată lumea îl credea, dar nimeni nu-l practica. Ei, acum nimeni nu-l practică, dar dacă îl spui, ești pedepsit. Care dintre episcopi, preoți, cardinali își asumă lucrul ăsta astăzi? Sunt foarte mulți. Dar cei mai mulți sunt invers. Înțelegeți? Și atunci poporul, învățat așa, va face și el așa. Adică va trăda. Așa, la, cum ziceam, la mijloc. Nici nu o să spună o erezie, dar o va practica. Nu? Asta este primul răspuns. Al doilea răspuns este legat și de planul lui Dumnezeu cu lumea. Și cu Biserica Catolică, dar nu atât cu Biserica, să nu înțelegeți, Biserica Catolică, această expresie are mai multe, cum să-i conota, mai multe moduri în care poți să o înțelegi. Nu mă refer la Biserica în sensul în care Iisus a întemeiat-o și este condusă de Iisus din cer. Această biserică nu va fi învinsă de porțile iadului niciodată. Dar știți ce a spus Papa Paul al VI-lea în 1969, când și-a dat seama ce se întâmplă? Și când a văzut că majoritatea teologilor lui, cu care el lucra, erau eretici, a spus, trebuie să facem ceva ca atunci când gândirea necatolică, deci asta este citat din Papa Paul al VI-lea, cel care a încheiat Conciliul Vatican II, atunci când gândirea necatolică va deveni predominantă în Biserica Catolică, totuși, măcar o mică rămășiță să rămână catolică. Înțelegeți? În acest sens, Biserica Catolică va rămâne tot timpul în adevăr, dar va fi foarte mică. De ce se întâmplă lucrurile astea? Tot în Scriptură avem răspunsuri. Nu? Am citit aici că fariseii spuneau despre Iisus că vine de la diavol. Știți ce s-a întâmplat cu fariseii ăștia și cu țara lor? Nu? A fost, după ce l-au respins pe Hristos, au dispărut repede din istorie. Cât? Vreo 2000 de ani. S-au plimbat prin lume. Dumnezeu le-a luat țara pe care le-a păgăduit-o, Canaan. Da? Și acum s-au întors spre sfârșitul lumii, așa este profețit în Apocalipsă. Da? Cu biserica se poate întâmpla exact același lucru.
Acolo unde biserica, acolo unde credincioșii trădează pe Dumnezeu, acolo se deschide ocazia pentru ca diavolul să intre. Și ca diavolul să orbească, diavolul să amuțească oamenii, să-i asurzească. Mi-amintesc că în vremea vechiului Israel, când încă trăia profetul Ilie, că acum l-auzim trecând pe norii cerului, ăsta a fost un profet pe care nu l-a iubit nimeni. Regele era, cum să zic, ducea, era îngrozit la ideea că o să-l mai întâlnească vreodată pe stradă. Ia că dușmanul, zicea. Ăsta e dușmanul meu. Atenție, era regele poporului lui Dumnezeu și el era profetul poporului Dumnezeu. Dar Elie, când avea de spus ceva, știa că și dacă îi taie capul, va spune. Nu-i plăcea. Era frică, de multe ori a fugit, s-a ascuns în munte, de-aia și stătea în munte ascuns. Dar când Dumnezeu îi spunea, du-te și spune asta, se ducea și spunea, îl mai fugea. Odată a fugit de tot. Și a rămas regele fără cuvântul lui Dumnezeu. Și s-a întâmplat o situație în care putea să arate lui Dumnezeu și poporului că el într-adevăr și fără Ilie este bun. Regatul Siriei fusese învins cu câțiva ani în urmă, era slăbit, trecuse o vreme de pace și o parte din fostul regat al lui Israel era încă în mâinile sirienilor, cum ar veni la noi Moldova de peste Prut. Și a vrut să arate el că, uite-te, eu mă duc și numele lui Dumnezeu, că oricum este țara lui Dumnezeu acolo, este pământul Israel, mă duc și îl iau înapoi. Și a chemat pe profeți. Profeții de la curte, știți, nu ăsta care e ascuns, nu dușmanul. I-a chemat pe ăștia care tot timpul erau în compromis între Dumnezeu și puterea politică. Și a întrebat, e voia lui Dumnezeu să pornesc războiul sau nu? Și profeții în cor au făcut un sinod și în cor au spus, da, cum să nu? Și mulți au făcut, cum se făcea pe vremea aceea, pantomimă și un pic de teatru, ca să exprime cât mai plastic posibil faptul că Dumnezeu vrea ca el să atace și îi dă și victorie. Numai că acești profeți nu știau totul. Știau ceva din adevăr. Adică era adevărat că dacă pornea războiul, câștiga. Dar ceva nu știa. Acest rege căzuse în anatem. A omorât un nevinovat ca să ia țarina și în urma ultimului război cu Siria l-a eliberat pe regele căzut prizonier, regele sirian. Și atunci Dumnezeu i-a dat o sentință pe care a comunicat-o prin Ilie la ultima întrevedere neplăcută. Și anume că va plăti pentru acel suflet pe care Dumnezeu l-a dat mâna lui și el l-a lăsat liber. Va plăti el cu sufletul lui și va plăti poporul lui pentru poporul sirian. Acești profeți nu știau lucrul ăsta sau nu-l credeau. Și l-au îndemnat să se ducă. Un singur profet din cei de la curte, dar numai unul din 400, 401, știa adevărul, dar nu-l iubea regele Ahab pentru că îi profețea numai de rău, ca și Ilie. Deci ăsta nu-l iubesc, ăsta nu-l chem, nu l-a chemat la sinod. Nu? Și aliatul său, regele din Iuda, din regatul de sud, a zis, au vorbit toți la sinod. Am ascultat tot ce spune Domnul. Mai este unul acolo, era aruncat în închisoare. Mai este unul, da? Ăla oricum tot timpul zice numai contra mea. Deci n-ar rost să-l ascultăm, că el nu vorbește de la Dumnezeu. El e numai supărat pe mine. Și orice îl întreba, spune pe dos. Și a zis, da, totuși dur să-l auzim, că așa e bine, ca tot să vorbească. Și apoi ăsta a venit. Și zice, ce vrea împăratul? Păi să meargă la război. Câștigă? Da, să ducă. Păi ce-o zici ceilalți? Să se ducă. Nu, să se ducă.
Adică i-a spus inițial ceea ce a vrut să audă. Dar regele și-a dat seama, măi, dar ce cu ăsta? Că de obicei zice invers și nu prea să arată convins. El nu a vrut să riște încă o dată să mai trimite la închisoare. Mai ales că a văzut că regele nu vrea să audă adevărul. Vrea să audă o minciună. Na, uite, asta e minciunea. Ți-au spus-o 400, acum ți-au spus-o 401. Ce destul? Și nu s-a simțit bine regele. A simțit că ceva nu cușcă. Deci, te conjur pe Dumnezeu să spui adevărul. Nu ce gândești tu, ci ce spune Dumnezeu pe acest subiect. Și atunci a zis, a, păi atunci stai și să asculți, nu o să-ți placă. Și i-a spus. A spus așa, văd trupele armatei izraelitene ieșind din oraș, de acolo, cum ai venit din Chișinău, din capitala regiunii, împrăștiate și înfricoșate. Că a murit regele. Aulus. Da, victorioasă. Deci au câștigat războiul, dar a murit regele. Adică profeții mincinoși i-au spus regelui adevărul, dar numai până la un punct. Nu a spus că va și muri. Și s-au supărat pe el, pe săracul Mihaia, prorocul. S-au supărat că, acum ce mai... E clar acum că, deci toți de fapt au avut dreptate și numai el mai introduce și lucrul ăsta ca să-l supere pe rege. Și atunci îi dezvăluie un lucru extraordinar, pentru care am făcut tot acest excurs. Și așa închei și mergem mai departe să celebrăm Sfânta Euharistie. I-a dezvăluit, de fapt, sentința lui Dumnezeu. Că am pus întrebarea, de ce ajunge biserica în această situație în Europa? Apropo de armatele care se dispersează după luptă, a venit ieri o știre din Germania, s-a publicat numărul persoanelor care anul trecut au ieșit în mod formal din Biserica Catolică a Germaniei. Formal înseamnă că au depus acte și au ieșit din biserică. Știți cât sunt? Cel mai mare număr din istoria Bisericii Germaniei. 250.000. Într-un an au depus actele. Dacă adăugăm și celelalte 10 și sute de mii din ceilalți ani, și cele sute de mii care urmează în următorii ani, avem panorama adevărului. Acolo unde nu mai este învățată învățătura bisericii din totdeauna, oamenii percep și pleacă. Își caută alte locuri în care să fie mântuiți și prin alte instituții, nu prin Biserica Catolică, care nu mai este Biserica Catolică. Nu? Întorcându-ne acum, ce a văzut Mihai? A văzut ce s-a întâmplat. Dar nu acolo unde era regele. Că regele a făcut un mare sinod. Și atunci a zis, auziți, știți ce e cu sinodul ăsta? Ăsta e un sinod de oameni. Dar eu am deschis ochii, am uitat în sus și am văzut sinodul din cer. Era Dumnezeu, în toată maestatea sa, așezat pe tron. Și a adunat pe toți îngerii. Și le-a spus așa. Am condamnat pe Ahab la moarte. Adică le-a comunicat sentința. Le-a spus și pentru ce. V-am spus și eu pentru ce. Dar nu știu cum să fac ca să pun în aplicare această sentință. Ce părere aveți? Și zice, au venit îngerii și pe care a spus, uite, această voință a împăratului, Dumnezeu, se poate împlini așa. Alții au spus așa. Fiecare a propus diferite variante. Că voia lui Dumnezeu se poate împlini în multe feluri. Dar rămâne aceeași. Una și aceeași. Dacă nu o împlinește unul, împlinește altul, dar tot o împlinește. Și pentru că nu s-au pus de acord, la sfârșit zice, a venit un spirit la Dumnezeu. Spiritul amăgirii, al minciunii, al măgulirii. Știm cine este. Diavolul. Și a spus lui Dumnezeu așa. Eu îl voi amăgi. Dacă mă lași să mă duc, eu știu să-l conving să plece la luptă. Și plecând la luptă, va muri. Și astfel se împlinește voia ta. Și Dumnezeu i-a zis, du-te și fă. Este exact ceea ce a spus Iisus lui Iuda la cina cea de taină. Ceea ce ai de făcut, du-te și fă repede. Vă amintiți? Da? Și spune, și a venit... A coborât spiritul amăgirii, unde? Nu în mintea regelui, ci în mintea celor 400 de proroci de la curte. Și toți
l-au îndemnat pe rege să plece la război. Mai puțin unul care nu era la curte, ci era în închisoare. Și spune Mihaia, din acest motiv te-au amăgit profeții. Nu pentru că au vrut, ci pentru că voi nu căutați adevărul Domnului. Acesta este adevărul. Crunt. S-au supărat. L-au luat cu palme și l-au trimis înapoi în închisoare și s-au dus la război. Oamenii cred că ei pot să-și facă propria istorie. Cred că, și așa credem și noi, noi credem că suntem stăpânii proprii noastre vieți, că nu există peste Iohannis și mai știu eu ce alți regi de pe pământ, Obama și care mai fi astăzi, nu există alți stăpâni. Nu există un Dumnezeu care stă deasupra și El dă sentințele, nu noi. Și atunci facem ce vrem noi. Numai că, de fapt, vedeți că nu facem ce vrem noi. Pentru că Dumnezeu, dacă noi îl ignorăm, poate permite spiritului amăgirii să coboare în mintea noastră. Și atunci nu mai vedem, ca și orbii ăștia doi. Călăuze orbi, călăuze orbilor, cad în groapa amândoi. Și nu mai auzim și nu mai putem comunica cu Dumnezeu. De fapt, cred că Evanghelia de astăzi și celebrarea sinoadelor ecumenice ne îndeamnă la această retrospecție, la ne întreba acest lucru. Noi, de fapt, avem credința pe care Dumnezeu a revelat-o, noi am păstrat-o, o transmitem mai departe așa cum am primit-o, ținând cont, repet, de situația fără precedent în care se află biserica de astăzi. Să nu ne culcăm așa pe ureche, să spunem, a, lucrurile astea sunt, am vorbit cu câțiva colegi și mi-au spus, astea sunt lucruri care țin mai degrabă de Occident. Păi da, dar noi n-am intrat în Occident. Nu suntem în NATO, nu suntem în Uniunea Europeană. Ba da. Acele erori vin și la noi, un pic mai târziu. 10, 15, maxim 20 de ani. Deja sunt între noi. Dar încă nu au devenit lege. Dar vor deveni și lege. Pentru că cine se va opune în astfel de lege? Există poporul care să se ridice? Nu există. Ci vor face toți exact ca și acești proroci. Ce vrea regele? Ce vrea stăpânirea? Vrea asta. Bun. Știți pentru ce a fost condamnat? Aha. Pentru că a negociat eliberarea lui regelui Siriei, care fusese condamnat de Dumnezeu la moarte, l-a eliberat în schimb unui acord economic. I-a spus regele Siriei, îți deschid market în Damasc. Oh, ce frumos! Asta este lumea de astăzi. Pentru un pumn de bani, ca și Iuda, mulți sunt înclinați să trădeze învățătura lui Hristos. Și noi suntem printre ei. Noi suntem printre ei. Noi ne-am născut în această lume, că nu suntem pe altă planetă, și suntem impregnați de același liberalism, de aceeași protestantism care neagă autoritatea Bisericii, ca și toți ceilalți oameni. E numai miracul lui Dumnezeu când ne ține în biserică. Nu? Și o să spui, părinte, dar acum ce faceți cu noi? Păi nu, că fac și cu mine. Există o soluție. Știți care este? Cea care a fost întotdeauna. Să mergem la cuvântul lui Dumnezeu și să-L aflăm. Eu întreb, câți dintre noi, apropo de 6 concilii ecumenice, au citit decretele? Câți dintre noi au citit măcar catehismul ultimului conciliu, că decretele sunt din Antichitate? Înțelegeți? Că trăim, dacă nu așa, un creștinism după ureche. Și o să spunem că ăsta e adevărul. Și nu este adevărul. În multe subiecte, noi credem diferit decât crede biserica. Și nimeni nu spune nimic. Și în această situație, suntem la cheremul spiritelor care umblă prin lumea asta. Și nu este nicio mirare că lumea pleacă din biserică. Lumea vine la lumină. Acolo unde lumina s-a stins, sau dă semne că se stinge, lumea pleacă, intră în confuzie.
Hai să fim noi diferiți. Hai să facem noi ceea ce a spus aici Sfântul Pavel. Toată Scriptura a fost scrisă, nu? Pentru a ne da speranță să rezistăm în persecuții. Pentru a păstra adevărul care ne-a fost încredințat. Haideți să ne propunem măcar atât. Ca în următorii, hai să zicem, 2 ani. Nu cu un an, că după aia e prea mult, că nu suntem mari cititori. Măcar să citim odată Cuvântul lui Dumnezeu de la cap la coadă, adică Sfânta Scriptură. Și cateismul bisericii, ăsta ultimul, cel mai modern și mai pe înțelesul nostru. Să nu ne surprindă căderea întunericului fără lumină. Știți, cu parabola cu picioarele neînțelepte. Au rămas fără ulei. Păi da, dar era la îndemâna voastră. Și n-am mai putut să-l mai ia după aceea. Să-i promitem lui Iisus acest lucru. Că ceea ce ne-a încredințat, noi apreciem. Noi considerăm că este valoare. Cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul bisericii. Sfânta Scriptură și cateismul bisericii. Amin.